Bine v-am găsit la rugăciune! Ne întâlnim în fiecare zi în această perioadă ca să ne rugăm pentru lumea musulmană. Astăzi ne rugăm pentru Oman și pentru cei care locuiesc acolo, în mod special pentru musulmani. Omanul este parte din Orientul Mijlociu, împreună cu noi este Narcis Vlașin, vorbind despre această țară. Omanul este într-adevăr o țară din peninsula Sinai, învecinată cu Arabia Saudită, cu Yemenul, Qatarul nu este departe, Emiratele Arabe Unite. O țară care este preponderent sau în totalitate islamică, foarte puțin creștini care sunt cunoscuți acolo. Avem un român care a călătorit mult prin Oman, a și locuit o vreme și el are cunoștințe de mici buzunare de creștini, am zice noi, de mici grupuri de creștini în diferite părți ale Omanului, care mai, să zic așa, mai tare sau mai încet, mai cu avânt sau mai cu reticență, își trăiesc credința în Hristos și îl mărturisesc pe Hristos în jurul lor. Țara este foarte diferită de către Arabia Saudită, de exemplu, unde islamul, zicem noi, este unul clasic, unul teoretic, unul pe centru, da? Poate chiar spre zona conservatoare. Omanul este mai mult un islam, sigur, ține încă regulile specifice peninsulei arabe, dar este un islam axat pe simțuri, pe viața trăită potrivit tradițiilor și obiceiurilor vechi. Unul dintre astfel de obiceiuri este obiceiul parfumării caselor și hainelor, folosind un obiect similar cu o bombonieră, aș spune, da, în care se pune un cărbune încins și deasupra cărbunelui încins se stropește cu un amestec de mirodenii care produc un miros în întreaga încăpere și uneori vizitatorii, mai ales femeile, obișnuiesc să îl așeze într-o poziție în care să îmbibe hainele cu acel miros, ca și un parfum pe care este, să zic așa, automat produs, da? Sau poate mai aproape de zona noastră, un fel de arzător de tămâie. Da, un fel de, da, bețișoarele acelea de tămâie, dar în acest caz este, totul este produs in-house, adică e la locul faptei, nu sunt cumpărate în stilul acesta produse de departe. Da? E produsul sau obiectul acesta se numește Mapkara, un obiect care poate să fie foarte frumos împodobit, de preț în casele oamenilor și ei iubesc mirosul sănătos, mirosul frumos și foarte bine o fac, pentru că locuiesc într-o zonă în care transpir ușor, în care în mod normal ai putea să ai alte mirosuri decât cele normale, am zice noi, obișnuite. Dar ar putea să aibă și această însemnătate religioasă, tămâia aceasta care se arde pentru a alunga spiritele rele. Cu siguranță că pe fondul islamului popular, adică un islam care nu ține la regulile stricte clasice, acest fum frumos mirositor poate să denote și în niște duhuri rele care, sau duhuri bune, da, în cazul acesta, care sunt alungate, duhurile rele sau duhurile bune care se revarsă și prin mirosul frumos care se răspândește în cameră sau pe haine, faptul că duci cu tine binele și frumosul și îți dă o stare de bine dincolo de dorința de a fi protejat de duhurile rele care s-ar putea abate asupra ta, dar datorită faptului că duci cu tine acest miros, ești protejat. Ce poți spune despre situația religioasă de acolo, creștini și musulmani? Creștinii fiind foarte puțini, nu pot să spui că există o dezbatere substanțială. Cu siguranță nu sunt tolerați, nu sunt ușor acceptați. Și pentru că atunci când ai o largă majoritate
de orice ar fi religios sau politic, foarte puțini care sunt diferiți sunt considerați ciudați și nesănătoși. Sau... Lucru care se întâmplă în India cu musulmani. Da, sunt și în India la fel, sigur că în India sunt două state preponderent islamice. E, sigur, la scară mare lucrurile sunt altfel calculate. Aici numărul creștinilor este foarte mic și dacă nu știu să păstreze unele aspecte culturare pentru a rămâne în interiorul islamului, dacă se extrag din interiorul culturii lor, numai pentru că s-au creștinat. De exemplu, dacă nu mai păstrează bărbații hainele acelea lungi pe care le poartă toată lumea în Oman și dintr-o dată îmi poartă haine europene, numai pentru că s-a creștinat, din momentul ăla este exclus de societate și posibil chiar să fie persecutat cu violență fizică. Haideți să ne rugăm împreună pentru creștinii și pentru musulmanii din Oman. Tatăl nostru, ne rugăm pentru musulmanii care sunt în Oman și care, dacă nu este cineva care să meargă să le spună Evanghelia, au foarte puține șanse. Mulțumim și pentru cei din România și cei din alte părți care se investesc în zonă. Te rugăm să ridici mai mulți oameni care să meargă și să răspândească cuvântul tău. Ne rugăm pentru cât mai mulți din populația Omanului să intre în contact, fie prin calea internetului sau pe alte părți, cu Evanghelia și să poată să răspundă într-un mod adecvat. Ne rugăm pentru libertate religioasă, pentru flexibilitate în rândul culturii ca să poată să primească și să accepte creștinii în zona lor. Ne rugăm pentru puținii creștini care sunt acolo și care au nevoie nu doar de protecție, ci și de putere ca să poată să îndrăznească, să te mărturisească pe tine într-o societate închisă la Evanghelie. Mulțumim că lucrezi acolo și te lăudăm. Amin. Amin. Mulțumim că ați fost împreună cu noi și de această dată în rugăciune. Dorim să îi păstrăm în rugăciunile noastre pe cei care îl pot cunoaște pe Hristos, pentru că, așa cum spune Biblia, orice genunchi să se plece în numele lui Iisus Hristos. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană.